În urma discuțiilor purtate între cei de la Complexul Energetic Hunedoara și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, s-a ajuns la concluzia că pot fi transferate 15 persoane de la Unitatea Minieră Paroșeni la Unitatea Minieră Livezeni. Aceste locuri însă nu au fost ocupate în totalitate. Din ce știu eu, directorul general de la CEH, după întâlnirile pe care le-am avut comune cu administrația ZNIM, și cu Consiliul de Administrație de acolo, s-a deplasat la Paroșeni pentru a, a încadra rapid 15 persoane pe activitatea de complex la Mina Livezeni. Spre surprinderea mea, nu și-au manifestat, mai ales că avusesem niște discuții înainte, nu și-au manifestat intenția de a veni și chiar au venit, decât o persoană de la Mina Paroșeni. Cam așa stau lucrurile în momentul de față. Locurile care au rămas vacante pot fi ocupate până la sfârșitul anului de către cei care nu îndeplinesc condițiile de pensionare și care au lucrat în subteran.